Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Pentru ce mai vine românul la medic? Un bărbat din Suceava s-a dus la urgențe pentru că, citezi, s-a ridicat părul pe abdomen, adică pe burtă, când se uita la televizor și s-a panicat. Asta nu-i piele de găină? E păr de sucevean. Deci părul, da? Ca să nu... Părul, da. Întâmplarea a fost relatată de medicul șef al Lupus Suceava, doctorul Liviu Cârlan. Bă, ce viață au doctorul. Îți dai seama, faci o facultate care are o durată destul de lungă. Mă, examene, te înveți, faci, dregi. Vine unul. Ani de zile, înțelegi? Doctore, stai, mi studiezi. S-a spălat părul. Da, și vine unul de ăsta la tine. Nu știu, da, ce să zic. Deci domnul doctor a spus, domnul doctor Călan a explicat că oricum în 24 de ore l-au pus Suceava, se prezintă și sunt văzute între 270-300 de persoane. Lunea sunt mereu peste 300, pentru că desigur trauma reîntoarcerii la muncă este foarte dificil de suportat pentru foarte mulți oameni. Și totuși aproape 30% dintre cei care vin la urgență n-au nicio urgență. De asta am spus persoane și n-am spus pacienți. Deci o treime vin degeaba. În principiu, 70-80 de persoane vin doar să se afle în treabă. Domnul cu părul sculat pe burtă, zici sau că... Auzi, numai pe burtă, pe mâini, pe picioare, băi, pe... Nu. I-au făcut anamneza. Adică, așa? Ia, explicați-ne ce făceați când ați simțit. Așa. Și a rezultat că se electrizase în pat. În timp ce se uita la televizor, se electrizase cu telecomandă. Nu știi experimentele de la fizică? Venea domnul, da, sau doamnă profesoară cu un băț de plastic și freca pe haine și ridica hârtiuțele. Păi și ce a... Iată, nu știm, nu vrem să ce afle. Deci nu, păi și ce. Am înțeles. Nu, cu păi tele... și ce la mine, că nu nu mă duci în direcția aia. Altul a cerut ajutorul medicilor, a venit la urgență. Când a fost întrebat care e problema, a spus că a visat urât. Atât, nimic mai mult, am visat urât, am venit la medic de urgență, visase că îi se sculase părul pe burtă sau ceva, nu știu. Coșmar. Observ că Luca n-a zis nimic. Dar nu mă bag în astea medicale, că e periculos. Nu, nu era mai știi. Mult de fizică aici. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.